Angel, singur și plictisit, o cunoaște pe Nicoleta pe internet. Iartă-mă că nu ți-am scris zilele astea, iubitule, dar am avut multe pe cap. Poți să te ajut cu ceva? Așa că se gândește să-i facă o surpriză. Ce surpriză vrei? Dacă nu te superi, dumneata cine ești? Eu Jean, bărbasul. Cine să fiu? Nicoleta, Tanța, Lenuța și toate babele tale de pe internet te așteaptă exact unde le-ai lăsat. Nu pleacă nicăieri. Nicoleta nu e babă. Are 35 de ani. Bineînțeles că e vorba de o escrocherie. Nici nu încape îndoială. Doctorii zic că poate să facă un atac de inimă oricând. Dar crezi că pe el îl interesează? Nu, lui pasă de Nicoleta. Din păcate, fiul său hotărăște să dezlege misterul. Deci nu e nicio Nicoleta Iovan aici în sat? Nu știți nimic? Știu o Nicoleta Iovan. Serios? Uh-huh. Păi și unde o pot găsi? Strada cimitirului, numărul 1. Însă necazurile par să se țină lanț. Vreau să zic să cobor din mașină că eu plec direct acasă. Când e următorul microbus spre oraș? Nicoleta! Nu sunt nebun. L-am auzit clar pe băiatul ăla Iulică strigând-o Nicoleta pe femeia de pe stradă. Ce faci, mă, jigotie? Îți place să te colpesc pe geam la femei, mă? Nu, dar eu nu. Ce ai făcut? Nu am făcut nimic, e nebun. A amenințat că mă omoară. E un pămpălău, nu o să zică nimic la nimeni și dacă o să zică, nu o să-l creadă nimeni. Dă-mi drumul, tu nu ți-ai știut, n-am făcut nimic. Haide, dă-te jos, te rog frumos, lasă-mă în pace. Până când... Nu sta degeaba, sună la salvare dacă tot ești aici. Dă-te la o parte. Ce faci? Am fost asistentă medicală. Ți-ar zice orice ca să-ți retragi plângerea și să scape basma curată. Tu chiar nu-ți dai seama. Atunci vreau să merg iar în satul Groapa. Nu știu dacă a luat sau nu bani, dar dacă i-a luat, i-a folosit ca să facă bine. Unele lucruri vin de la sine mult mai bine decât dacă ai stat să le planifici. Va fi oare Lucian în stare să-și asculte inima și nu rațiunea? Te-a fraierit de la bun început. Nu e ceea ce crezi. Am vrut să zic, dar e complicat. Nu e nimic complicat aici. Găinărie e când bagi mâna în buzunarul cuiva, nu când pui mâncare pe masa unui copil.